Au trecut 14 ani de la moartea marelui artist Ion Dolonescu și fiul său Ionuț a organizat un parastas special în memoria tatălui. Momentele emoționante le urmărim chiar acum. Aleluia, 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 aleluia. Ceditorule, părintește, Doamne, sufletul adormitului robul, făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Sunt 14 ani de când domnul Ion Dolonescu a plecat dintre noi. Ionuț, spune-ne cum te simți. Dumnezeu să-l ierte. E o zi tristă pentru noi toți, ziua fatidică de 19 martie, când tatăl meu, marele artist Ion Dolonescu, a plecat spre cele sfinte, la Domnul. Dar, într-un fel, mă bucur să constat că lumea nu l-a uitat pe Ion Dolonescu. Iată, la 14 ani de la dispariția lui, cântecele sale încă mai sălășluiesc în sufletele românilor. Eu aseară am susținut un concert alături de alți colegi de muzică populară la Bacău și am cântat din cântecele domniei sale, pentru că Ion Dolonescu rămâne marele domn al muzicii populare românești. Având în vedere repertoriul impresionant pe care l-a avut, popularitatea ieșită din comun, și nu trebuie uitat faptul că Ion Dolonescu a fost un mare român, un mare patriot. Și sper din toată inima, sigur și mulțumită părintelui Cărimizaru, care este și finul și duhovnicul tatălui meu, regretatul Ion Dolonescu, nu-l uităm niciodată, la 25 ianuarie, 7 ianuarie, când era ziua numelui Sfântul Ioan și mai ales la 19 martie, astăzi ne-am adunat aici câțiva prieteni, câțiva fini, câțiva apropiați ai marelui Ion Dolonescu pentru a-l comemora și a ține o rugăciune pentru cel care a fost marele artist și om, Ion Dolonescu. Dumnezeu să-l odinească. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pre tine zi și limar te avem și rugătoare bine primite pre Dumnezeu. O zi frumoasă, așa cum era și sufletul maestrului Ion Dolonescu, un om cu inima din aur și vocea de diamant. Și întotdeauna spun acest lucru, că România a avut în poezie, în literatură, un Eminescu și în folclor un Ion Dolonescu. Sunt irepetabili. Și am avut privilegiu să-i cunoaștem și astăzi, tot un privilegiu duhovnicesc, să rostim o rugăciune la mormântul său, aici, în cimitirul Belu. Sunt 14 ani. Cum a fost 19 martie 2009 pentru tine? Trist, vă dați seama, acest cimitir era neîncăpător, cred că au fost peste 50.000 de oameni. Sigur, presa a scris că au fost 10.000 de oameni, vă spun că au fost mult mai mulți. Ieșeau oameni cu, ce știu eu, cu discurile tatălui meu, cu albumele de odinioară pe stradă și mi-aduc aminte cum atunci când l-am scos în ropote de aplauze din Ateneul Român, au fost momente emoționante. În sfârșit, tatăl meu a reușit să-și țină în brațe nepoții și de la mine și de la Dragoș și cred că acolo unde este împăcat că nu a fost dat uitării.